Primarul orașului Sângerei, Arcadie Covaliov, a anunțat că aderă la Partidul Acțiune și Solidaritate al președintelui ales Maia Sandu, și asta deși a fost ales în funcție din partea Partidului Unității Naționale a lui Octavian Țicu. Pentru a contrazice concluziile acestei mișcări, el a spus că nu se lipește de cei mari, ci pentru că sunt lucruri concrete de făcut. În replică, liderul PUN Octavian Țicu a declarat pentru Unimedia că primarul a făcut campanie electorală pentru Maia Sandu în turul 2. În turul 2 al alegerilor prezidențiale, candidatul la funcția de președinte din partea PAS, Maia Sandu, a acumulat în raionul Sângerei peste 50% din voturi.